Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil, în studioul Europei Libere de la Chișinău. Mulțumim foarte mult că ați dat curs invitația noastră să avem această discuție. Prin decretul președintei Maia Sandu a fost stabilită data de 11 iulie pentru desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate, pentru că pe umerii Comisiei Electorale Centrale pică toată sarcina să organizeze bine acest scrutin. Haideți să vedem totuși și până unde a ajuns epopeea banilor care trebuie alocați pentru aceste alegeri din 11 iulie. Cred că banii unde au fost au și rămas în bugetul de stat. La această oră și dată în contul cecului n-a fost verat niciun bănuț. Avem doar discuții cu membrii guvernului sau cu reprezentanții guvernului și cu președinția pentru a clarifica situația cum și când vor fi virați banii în contul cecului. Așteptăm rezolvarea acestei chestiuni probabil săptămâna aceasta sau cel târziu începutul săptămânii viitoare. Și dumneavoastră lăsați să se înțeleagă că nu puteți demara activitățile până nu aveți virați banii în cont? În principiu deja am început anumite activități. Am și aprobat planul calendaristic pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie curent. Am mai aprobat și alte acte în acest sens. La fel, am remis în adresa misiunilor de observare scrisori privind participarea la, sau invitații privind participarea la alegeri. Deci, chestiunile care nu au solicitat anumite asigurări financiare, le-am realizat. Acum ajungem deja la acțiuni care necesită acoperire financiară. Ca chiar, de exemplu? Chiar astăzi, înainte de a veni aici, am avut ședința grupului de achiziții, unde avem planul de achiziții pentru această campanie electorală și în virtutea faptului că nu avem o acoperire financiară, nu am demarat procedurile propriu. Deci suntem și vom fi întârziere pentru a demara procedurile de achizițiile pentru bunuri și servicii necesare bunei petreceri a campaniei electorale. Dumneavoastră ați spus că ați făcut o estimare prealabilă și insistați pe 125 de milioane de lei. Vi s-a reproșat că totuși suma e prea mare, că la alegerile prezidențiale au existat două tururi, că acum există un singur tur, că ați mai fi putut face și anumite economii ținând cont că nu a încetat criza sanitară. Rămâneți pe poziții 125 de milioane sau poate fi flexibilă această cifră? Am transmis această hotărâre în adresa guvernului pentru a fi analizată din punct de vedere al procesului bugetar și a celor cheltuieli care se preconizează a fi făcute. Considerăm că guvernul este în putință să se pronunțe pe anumite capitole a acestui divizie estimativ și să vină cu anumite ajustări. Deci noi am introdus în acest divizie estimativ potențialele cheltuieli care țin de organizarea unui ciclu electoral în bune condiții. În cazul în care vom fi lipsiți de unele plăți sau de unii bani, vom fi nevoiți să reducem și noi unele cheltuieli, ceea ce va avea un impact negativ asupra acestui ciclu electoral. Dar de ce ați rămas la această cifră? Pentru că în alegerile prezidențiale din toamna anului trecut ați returnat o parte din banii nefolosiți. Este adevărat și am returnat o parte bună atât din bani cât și din echipament care a fost procurat. Cifra, dacă nu greșesc eu, către luna decembrie 2020 a fost vreo 26 de milioane de lei returnate în bugetul de stat, precum și echipament la fel, sub formă de măști, mănuși, halate de protecție și ceva dezinfectant. Fixuri, ce mai erau? Așa. Este o procedură normală, fiindcă se prognozează o cifră, dar se realizează altă cifră. Noi suntem obligați să prognozăm la maxim cheltuielile posibile, fiindcă situația pandemică ne arată că trebuie să fim asigurați din punct de vedere financiar la maxim, ca să avem și o acoperire mai mare bugetară pentru cheltuielile de plată a muncii pentru funcționarii electorali, care vor fi angajați pe o anumită perioadă. Rămâneți la această cifră? Rămânem, sigur. La cât?
la 125 de milioane de lei, care includ cheltuielile atât pentru activitatea CEC-ului și a organelor create de către CEC, pentru Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral și pentru echipament sanitar anticovid. Sunt cumulate 3 cheltuieli într-un singurul deci deviz estimativ. Ați spus că veți mări numărul secțiilor de votare? Am bugetat, probabil vă referiți la cele de peste hotare. Da, de la 2000 la 2020, probabil. Întotdeauna au fost 2143. De la 2000 la 2200, am vrut să zic. Bine, nu am decis încă asupra unui număr de secții de votare. Acum am demarat o analiză a turului 2 prezidențial și vedem unde este necesar de a veni cu majorări de număr, iar unde este necesar de a veni cu, doar cu ajustări de geografie. Chiar astăzi am primit un mesaj de la colegii din diaspora, deci cetățeni care au transmis în adresa noastră o scrisoare, unde au motivat unde și cum ar urma să fie deschise secții de votare, spre exemplu, în Germania, pentru a procesa cât mai bine modul de vot și a nu se crea impedimente care au dus la deci cozi și consumul de buletine. Și eu astăzi am discutat cu ambasadorul Republicii Moldova în Canada, care spunea că acolo au existat 4 secții, dar că sunt solicitări din partea cetățenilor stabiliți în această țară, pentru că distanța este foarte mare de la o provincie la alta și ar mai solicita cel puțin încă o secție de votare în această țară. Am primit și eu un mesaj de la doamna ambasadoare din Marea Britanie, care la fel s-a arătat interesată în acest sens, pentru a ne ajuta și a indica corect formatul de secție de votare unde urmează a fi realizat. Deci este un interes general în sprijinul acordat CEC-ului, precum și Ministerul de Externe, pentru a identifica concret și corect numărul și mai ales geografia secției de votare. Dar urmează să menționez că trebuie să ținem cont și de condițiile pandemice care sunt impuse în statele de reședință. Dar se negociază cu țara gazdă și se poate găsi un compromis. Ne informăm, deci aducem informații necesare și în funcție de aceste cerințe venim cu anumite proiecte. Au început să se înregistreze cetățenii cu drept de vot din diasporă. Cum decurge această procedură? Cred că nu este corect. Au început, continuă să se înregistreze, pe motiv că înregistrarea prealabilă este un proces continuu și nu a fost sistată urmare a legilor prezidențiale, doar se oprește, actualizează. Da, se oprește cu un anumit timp până la data votării și din nou vă zic că se pornește procesul de înregistrare. Da, și această problemă este una importantă, iar în fiecare dimineață când vin la birou, primul lucru care îl fac, deci redirecționez mesajele venite din diasporă și din țară, precum și din stânga Nistrului, cu problemele de înregistrare prealabilă. Întreabă toți cum, unde, de ce, pentru ce, ca să fie cât mai activ și să se înregistreze prealabil. Probabil că și-au dat seama că acest lucru este important și acest lucru va fi luat în calcul pentru a forma deci, geografia secțiilor de votare peste hotare și pentru stânga Nistrului. Dar cum arată informația la ziua de astăzi? Câți cetățeni au reușit deja să se înregistreze prealabil? Am consultat dimineață indicii statistici și am văzut o cifră de 63.225, probabil că de înregistrări prealabile, ceea ce este ok. Și spuneam și într-un interviu anterior că ne așteptăm la o cifră de circa 100.000 de înregistrări. O cifră... La alegeri în diaspora au participat 250.000 de cetățeni. Per total în două tururi, dacă luăm turul 1 și turul 2 plusăm, 410.000 de cetățeni. Și dumneavoastră acum așteptați doar la 100.000? Vorbesc despre două tururi, ceea ce înseamnă că e posibil o persoană să vote, deci a votat și în primul tur. Și în primul și în al doilea tur. Ne așteptăm, da. Dar vedeți că cifra de 60.000 care a fost atestată anterior, ea rămâne în vigoare și pentru alegerile acestea. Nu se reia de la zero. Și pentru stânga Nistrului? Nu am reușit să memorez cifra, dar cred că la fel o avem și o putem lua din
site-ul înregistrare.md și o să vedeți cifra respectivă. Domnule președinte, vreau să ne spuneți foarte clar, componența actualei Comisiei Electorale Centrale rămâne până se termină buna desfășurare și organizarea acestui scrutin parlamentar anticipat, pentru că din anumite surse am aflat că eventual dacă s-ar pune și s-ar face mai multe presiuni pe unii membri, ar putea la un moment dat să zică că își depun mandatul. Pentru că oricum e expirat. Deci mandatul expiră către mijlocul lunii iunie pentru toți membrii CEC, atât pentru cei 8 care au fost desemnați de către Parlament, cât și pentru un mandat care a fost desemnat de către președintele Republicii Moldova. Însă avem o prevedere legală în acest sens, care ne permite să ne prelungească de drept mandatul, deci din ziua expirării, cu încă 90 de zile pentru a duce la sfârșit toate procedurile conform planului calendaristic. Parlamentul este în drept să se convoace prin hotărâre, să revoace pe unul sau altul sau pe toți. Nu știu, este o discreție a Parlamentului. Noi ne continuăm să ne facem munca. Da, aveți certitudinea totuși că rămâneți încă 90 de zile. Cel puțin certitudine legală există. Dar certitudine de, eu știu, de altă natură, nu știu. Este de competența Parlamentului să facă acest pas. Deja se pare că a început și înregistrarea concurenților electorale sau potențialilor concurenți electorali, pentru că am auzit unii actori politici care spuneau că se grăbesc la Comisia Electorală Centrală. Bine, am înregistrat un bloc în ziua de ieri, dar acest bloc nu are statut de concurent electoral. Este un drept a partidelor sau a potențialilor concurenți electorale să se unească în blocuri politice pentru a participa împreună. Și trebuie să anunțe acest lucru din timp. Și au venit cu o cerere, au motivat această necesitate, actele au fost examinate și în ziua de ieri am pronunțat o decizie, o hotărâre, pardon, care am înregistrat blocul respectiv. Dar blocul urmează să depună actele necesare ca și concurent respectiv și numai din momentul respectiv vor avea această calitate juridică. Pentru bloc, pragul de trecere este mai mare în Parlament. Dacă nu greșesc eu, 7%. Da. Și pentru partid a rămas același prag de accede în Parlament. Sunt multe partide, credeți că toate se vor aventura în acest scrutin? Deci o să dau careva informații proaspete. Chiar astăzi am obținut lista de partide la SP și în listă cu un potențial drept de a participa la scrutinul parlamentar anticipat, sunt 53 de partide și organizații social-politice. Deci toate aceste 53 de entități au dreptul să se înscrie în cursa electorală. Dacă vor corespunde cerințelor stabilite către legislații vis-a-vis de actele prezentate către CEC pentru a fi înregistrate. Numărul alegătorilor. Am reținut că a rămas același număr, 3.200.000, dar ținând cont că o parte sunt plecați peste hotare, descrește acest număr până la 2 milioane și vreo 800.000, dacă ne referim la prezidențiale. Ok, am dat cifra persoanelor care se regăsesc în registrul alegătorilor cu drept de vot. Exact. Așa. Iar cei care vor fi incluși în listele electorale, este o altă cifră despre care dumneavoastră ați vorbit. Fiindcă nu toți se vor regăsi în listele electorale din varie motive. Alții au plecat peste hotare, s-au radiat de la evidență din Republica Moldova, s-au stabilit cu reședința în altă parte, precum și din alte motive. De aceea, cifrele respective întotdeauna diferă. Vă mai preocupă corectitudinea întocmirii acestor liste ale alegătorilor? Desigur că da. Deci întotdeauna examinăm aceste incidente care apar la formarea listelor. Permanent monitorizăm acest proces. Permanent avem o discuție cu registratorii locali, care de obicei sunt și secretarii primăriilor locale. Vedem cine este corect, deci introdus în listă, cine este incorrect, dacă s-au produs modificări la nivel de nume, prenume,
acte de stare civilă. Toate aceste circumstanțe au o importanță pentru noi. Da, ați răspuns la întrebarea de ce mereu au existat suspiciuni referitor la buna întocmire a acestor liste ale legătorilor. Pe motiv că lista dată sau contribuție pentru lista dată au mai mulți factori și mai multe persoane care gestionează acest proces. Nu numai CEC-ul. Deci CEC-ul doar tipărește listele și le publică pentru a fi cunoscute conform codului electoral. Însă formarea listelor, deci evidența propriu-zisă, radiere și așa mai departe, sunt proceduri care intră în competența altor funcționari. Și de aceea vă zic că sunt anumite probleme vis-a-vis de radiere din liste, includerea în liste, modificarea, deci cu includere în altă parte și așa mai departe. Există garanția că nu vor mai vota morții, că vor vota aceleași persoane de două ori? Cred că această suspiciune deja urmează să fie înlăturată definitiv. Ea nu este valabilă deja de mult timp. Datorită sistemului SIASA, această problemă a fost lichidată. Morții nu au votat și niciodată n-au votat. Este o bravadă care... Aproape în toate campaniile electorale au fost mediatizate asemenea cazuri. Dar țin să menționez acest lucru că nu este corect. Au fost tentative de vot dublu care au fost anticipate? Care au fost, vă zic, descoperite de către sistemul SIASA. De aceea, chiar în ziua de astăzi sau la ziua de astăzi am făcut un audit a sistemului SIASA care ne arată cert faptul că sistemul funcționează, este bun și poate fi perfecționat. Sunt și unele carențe tehnice, dar care nu influențează integral asupra modului de procesare a datelor și a informațiilor din acest sistem. Cât de mult contează prezența la vot? Pentru că, iarăși, în ultimele alegeri, pe parcursul mai multor ani, foarte multă lume rămâne a fi nehotărâtă, indiferentă. Cum îi motivează CEC-ul să participe la vot și concurenții electorali și cât de mult contează totuși o prezență bună la vot? Cred că CEC-ul trebuie să motiveze doar în aspectul securității prezenței la vot, securitatea sănătății persoanei și securitatea faptului că votul lui nu va fi bifat pentru un alt concurent electoral decât cel care își dorește și îl exprimă prin buletin. În rest, prezența la vot urmează să fie motivată de către concurenții electorali prin programe, prin acțiuni și prin aspecte politice sau economice. Sau vorbesc despre necesitatea și viziunea fiecărui cetățean. Dar pragul de validare a scrutinului? Același care l-am menționat în anterior. 30%. Deci 30% din alegătorii înscriși pe liste ar trebui să se prezinte la urnele de vot în data de 11 iulie ca aceste alegeri să fie considerate valabile. Pomenile electorale. Se vorbește foarte mult că niciun concurent electoral nu a fost pedepsit pentru că a mers cu punga electorală la alegători și l-a ademenit fie cu bunuri alimentare, fie cu bani. De ce se discută atât de mult pe marginea acestui subiect? Iarăși trebuie de înțeles că nu doar CEC-ul este organul responsabil pentru toate procesele electorale. Dar sesizările se depun la CEC. Se depun la CEC sesizările care intră în competența CEC-ului direct. Dar despre ceea ce vorbim acum sunt acțiuni de corupție sau de acțiuni de potențială corupere care urmează a fi examinate de către organele de poliție și după caz cele de procuratură. Noi imediat ce avem asemenea situații, deci remitem actele pentru a fi examinate conform competenței și așteptăm, prezentăm acte, ne includem în prezentarea de probe, dovezi care vin în adresa noastră și noi le remitem ulterior pentru a fi examinate. Această situație trebuie să fie una clară și una instituționalizată pentru organele de forță și control, care trebuie să stabilească modul și viteza de examinare a acestor chestiuni. Pe motiv că noi nu suntem organ de
penalizare pentru corupere. Noi doar stabilim deci, competența organului și expediem actele în adresa dată. De aceea nu trebuie să fie asociată imaginea cecului cu organ anticorupție. Avem organe de stat care la fel își au competența respectivă, care urmează să urmărească acest proces și să taxeze, să penalizeze cei care dezvoltă sau utilizează aceste mijloace ilegale. Dar apropo, cât de bine se prezintă actorii politici atunci când e vorba despre cum cheltuie banii în campanie electorală? Bine, chiar către 31 martie am primit rapoartele financiare a partidelor politice. Mă refer la pentru anul 2020. Iar în campaniile electorale vom avea și rapoartele pentru perioadele deci care sunt prescrise de către lege, pentru activitatea săptămânală, lunară și per total pentru campania electorală. Cât de corecți sunt concurenții? Sunt depistate anumite carențe. Noi le-am și sesizat. Vreau să vă spun că nu toate partidele care urmează să declare deci rapoartele financiare au făcut acest lucru. Le-am și... Deci câte din cele care sunt înscrițe nu au prezentat? Cred că vreo 8 în general financiar. N-au prezentat, dacă îmi amintesc corect. Și câteva partide n-au prezentat în forma cerută, fiindcă actualmente se solicită două forme de prezentare a informației de pe rapoartele financiare, forma electronică și forma scrisă. Cineva prezintă doar una din formele respective, iar cineva din partide reprezintă o formă sau ambele, dar necompletate conform rigorilor regulamentului respectiv. De aceea noi am atenționat și am acordat termen pentru ca să ne prezinte informația integral. Urmarea acestui lucru, deja o să ieșim cu o hotărâre privind penalizarea fiecărui partid politic pentru neprezentarea rapoartelor financiare. Au mai fost penalizate de la caz la caz, da, anumite formațiuni politice și, în primul rând, iarăși trezeau nedumerire faptul că șomerii oferă foarte mari sume, drept cotizații, susținere pentru formațiunea politică, neangajați în câmpul muncii, alte persoane care vărsămintele depășeau, de exemplu, salariul sau pensia. Totuși e un moment așa mai delicat. Exact. Aici avem reglementări foarte stricte în domeniul finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. Deci cine, cum și cât urmează să are dreptul să vină cu donații, plăți, servicii pentru un partid sau pentru un concurent electoral. De aceea toate aceste plafonări, toate aceste chestiuni le-am adunat și acum suntem în proces de analiză, fiindcă este o informație imensă în ceea ce privește cifrele și urmează probabil că către sfârșitul lunii mai vom veni și cu o hotărâre pe acest domeniu, pe această parte a problemei. Ca o hotărâre care ar trebui să elucideze ce anume? Care ar trebui să elucideze dacă corect au fost deci vărsate și persoanele respective sunt, au potențial economic pentru a aduce donații, știu, alte plăți pe care legislația le permite. De la partid la partid, votul are costuri diferite. Și unii se întreabă de ce anumite partide mai mici își permit să cheltuie atât de mulți bani pentru un vot. Noi am văzut, cel puțin în rapoartele financiare, sunt indicați și numărul de membri de partid. Da? Dacă analizați atent aceste rapoarte financiare, veți vedea că unul sau altul din partide au un anumit membru care achită cotizații, care achită donații, care efectuează plăți sau unele servicii pentru partid și toate aceste chestiuni urmează a fi contabilizate. Chiar dacă serviciul este făcut gratuit, oricum în raportul financiar trebuie de stabilit costul lui. Deci costul urmează a fi evaluat. Este adevărat că în regiune, în Republica Moldova, se cheltuie cel mai mulți bani de către partide pentru alegerile parlamentare anticipate? Încă o dată întrebare. Este adevărat că în regiune, Republica Moldova ca stat este țara unde se cheltuie cel mai mulți bani pentru un vot? Nu am avut astfel de calcule ca să
estimăm cu raportul de finanțare pentru un vot în regiune, dar o să este o chestiune deci interesantă și pentru mine ca să înțeleg dacă suntem printre primii în sensul dat. Dar să știți că avem și o legislație permisibilă în acest sens. Mă refer la faptul că partidele au deci subvenții de la stat, urmare a scorului care l-au obținut în alegerile locale, prezidențiale și parlamentare, și atunci sunt îndrepți cheltuie banul respectiv pe măsura deci obiectivelor pe care care le trasează, și atunci nu poți să vii cu anumite reclamații asupra faptului unde și cum cheltuie. Important să cheltuie corect, să raporteze corect și să respecte prevederile legale în acest sens. Fețele bisericești au dreptul să se implice în campania electorală? Ca cetățeni, da. Ca slujitori ai bisericii? Ca slujitori ai bisericii, nu. Fiindcă avem și adresele curții constituționale în sensul primise dat, Parlamentului și exact, care nu au mai luat act care de nu ele. Au mai luat act de ele. Noi am făcut și o circulară în cadrul prezidențialilor unde am atenționat asupra interzicerii implicării cultelor religioase în procesele electorale. Cu păreri de rău, lucrurile urmează să fie structurate sau aranjate la nivel legal. Însă menționez că nu au fost operate intervențiile necesare în codul electoral, precum și în actele conexe. Și acest lucru este unul foarte neplăcut, care își va arăta impactul și efectul negativ, probabil, în această campanie electorală și în ulterioarele, vă zic, procese electorale care vor fi în Republica Moldova. Și aceste alegeri vor avea loc pe timp de pandemie. Securitatea, siguranța cetățeanului este prioritatea numărul 1. Cât de mult sunteți pregătiți ca cetățeanul să fie în siguranță atunci când se va prezenta la urna de vot? Și de fapt, care au fost lecțiile de pe urma scrutinului prezidențial, că tot în asemenea condiții au avut loc și acele alegeri? Cel mai important capital care îl avem acum este experiența pe care am acumulat-o din alegerile din 15 martie 2020 din Hâncești și respectiv cele din 1-15 noiembrie 2020 prezidențiale. Experiența dată ne arată că corect am gestionat aceste proceduri. Nu a existat o izbucnire exponențială de cazuri de îmbolnăviri urmare acestui scrutin. Da, au fost îmbolnăviri în unele din birourile electorale, unde am și modificat componențele, dar nu știm dacă aceste îmbolnăviri sunt direct condiționate de procesele electorale. Am avut cazuri când, un caz banal, când după o acțiune sau alta, deci funcționarii s-au așezat la masă, au luat masa și urmare acestui prânz sau deci sau întâlniri s-au lipsit. Deci este o chestiune care trebuie să fie înțeleasă de cetățeni că nu se poate să facă asemenea lucruri pe timp de pandemie. Doar un exemplu. Dar unii concurenți electorali pot specula inclusiv și pe această situație. Noi știm cu ce pot specula concurenții electorali, fiindcă cu păreri de rău și o să vin aici cu anumite constatări, nu luptă unul contra altora pe platforme respectiv politice, dar cel mai simplu este să construiești lupta în raport cu cecul și cu organele respective. Cel mai simplu și cel mai sigur pentru unii concurenți electorali. Nu este corect. Lupta urmează să fie dusă între concurenții electorali, o luptă corectă, o luptă politică. Iar și mai ales să fie atacate problemele și nu persoanele. Exact. Iar pentru noi sau reprezentanții cu drept de vot consultativ sau reprezentanții concurenților trebuie să ne ajute în luarea unor decizii, trebuie să fie aliații noștri și nu oponenții noștri. Domnule președinte, indiferent de ce alegeri au loc, mereu se vorbește și despre imixtiunea externă în campania electorală. Cum poate fi anticipat acest lucru? Imixtiunea externă poate fi anticipată prin reglementări dure și drastice în acest sens.
Unele deci încercări au fost făcute, dar nu au fost duse până la urmă. Mă refer la reglementările în domeniul finanțării deci campaniilor electorale. Și la fel considerăm noi că lucrul dat trebuie să fie și în vizorul organelor de forță, a Securității Naționale, a Procuraturii Politice și a societății civile, care foarte bine cunosc și știu potențialele fraudări în acest sens. Societatea are nevoie și de o informație veridică, corectă, pentru că, așa cum spun cetățenii, există multă manipulare, există propagandă și deseori cetățeanul rămâne turmentat și se întreabă cu cine se voteze. Tocmai și de aceasta vă zic că noi am început să comunicăm mai strâns cu televiziunile, cu radiourile, cu companiile care furnizează informații în rețelele sociale, ca să informăm despre deciziile luate, despre proiectele care sunt, despre corespondența care o avem, despre sugestiile oamenilor, despre necesitățile oamenilor, tot ceea ce se numește proces electoral. În stânga Nistrului rămâne același număr de secții de votare. Nu am decis încă câte secții de votare vor fi în stânga Nistrului. Există o procedură legală în acest sens, pe motiv că avem nevoie de informații de la biroul cu diaspora. Avem nevoie de informații de confirmare a disponibilității localurilor. Avem nevoie de informații despre căile de acces posibile care sunt funcționale. Avem nevoie de informații de la Comisia Unificată de Control despre starea în general în zona dată. Toate aceste informații urmează să fie transmise către CEC. Avem și creată deja o comisie deci interinstituțională unde lucrurile se discută. Și ca urmare a discuțiilor respective, venim cu un proiect de hotărâre pe marginea numărului și a locurilor pentru secțiile de votare pentru stânga Nistrului. Dar agitație electorală poate fi făcută în regiunea transnistreană? Cu părere de rău, doar pe rețelele sociale. Și asta e unica modalitate ca să poată politicianul convinge alegătorul? Nu știu dacă este suficientă, dar reușim din realitatea la zi. Ce nu vă doriți să se întâmple în această campanie electorală? Mai bine să spun ce îmi doresc să întâmple. Îmi doresc să se maturizeze conștiința politică a concurenților electorali. Îmi doresc să se formeze un climat bun și un climat de încredere între CEC și organele statului, între CEC și potențialii concurenți electorali. Și numai în aceste condiții se va asigura un proces electoral corect și un proces electoral transparent. În afara pandemiei, procesul electoral este supravegheat de observatori internaționali. Acum, dacă e încă în desfășurare această criză pandemică, ce se întâmplă cu observatorii internaționali? Deja am făcut, am lansat solicitări de a participa. Încă nu avem confirmări, dar suntem siguri că cei mai bine cotați internațional, precum și național, observatori, vor fi prezenți pentru legile parlamentare anticipate. Ne amintim la prezidențiale, nici cei de la adunarea parlamentară a Consiliului Europei nu au dat curs invitației. Da, cunoaștem situația, dar noi am repetat invitația și așteptăm să fie confirmare de participare. Ce sfat aveți pentru alegători? Vreau să vin cu un îndemn să se informeze, să fie foarte atent ce consumă ca și informație din spațiu public, să vină cât mai des cu analiza informației care se publică pe site-ul CEC-ului și care sunt informații oficiale, să se documenteze și să fie cetățeni demni și activi în toate procesele electorale. În ce condiții un concurent electoral poate fi exclus din cursă? Avem prevederi legale în sensul dat și una din cea mai drastică condiție este încălcarea regimului de finanțare. Deci unul din cele mai. Și aici poate fi exclus concurentul electoral, dar avem și o practică negativă în sensul dat. Mă refer la excluderea
unui concurent electoral în 2014. Care a câștigat la CEDO procesul. Da, și care a deja a venit cu revizuirea hotărârii respective la Curtea Supremă de Justiție și este un proces destul de complicat ca și structură și nuanță și asemenea chestiuni. Ne referim la cazul lui Renato Usatăi, da? Ne referim la cazul Patria și nu al lui Renato Usatăi, dacă să fim corecți din punct de vedere juridic. Și deja acest partid Patria a și format un bloc electoral care a fost înregistrat tot cu partidul nostru al lui Renato Usatăi. Exact. Mulțumim foarte mult pentru această discuție și până la 11 iulie o să vă mai așteptăm, o să vă mai lansăm invitații să veniți, să discutăm cu cetățenii și să le spuneți care este importanța acestor alegeri pentru fiecare alegător. Vă mulțumesc și eu și vă doresc succes. Mulțumim!